Eu sunt doctor Mihail, voi sunteți la Experiența Medicul și vreau să vă întreb direct. Pe voi vă doare spatele? Măcar uneori? Da, spuneți-mi asta. Da, mă doare spatele. Vă doare atunci spatele? Când vă doare spatele? Atunci când stau pe un scaun fără spătar. Cum stați spătar. Acum, de exemplu, pe un scaun fără spătar? Da. Și ce se întâmplă dacă stați pe scaun și vă doare spatele? Coloana nu stă dreaptă. Ok, dar ea nu stă dreaptă sau noi nu o ținem dreaptă? Noi nu o ținem dreaptă. Ok, o soluție ar fi să totuși să avem un tonus în spate, nu? Și să nu ne sprijinim nici pe spătar, dar nici să nu ne înclinăm așa mult, ok? Mai doare pe cineva spatele aici? Da, sufăr de o scolioză. Ok. Și nu știu, ce aș putea să fac pentru a o îndrepta? Sau dacă mai pot să o îndrept? Nu, o secundă. Ce scuze, ce faceți aici? Mă scuzați, am fost solicitat să repar masa, dar... Acum? Noi filmăm. Mă scuzați, aș putea să intru și eu în discuție, poate okay. Că o să repar ceva la dumneavoastră. Ok, da? Ce ați putea repara la mine? Orice, vă doare, aveți probleme cu umărul, cu cotul, se poate repara, adică mă gândesc e același lucru ca și când aș bate în lemn. Ok. Nu e lemn, să știți. Nu, în sensul că am putea să îndreptăm orice scârțitură. Ok, dar sunteți meșterul de oase. Exact. Okay. Sunt bine aici, nu? Sunteți bine, putem da. Vorbi pe păi, subiect. Haideți să vedem ce puteți să-mi faceți, pentru că, într-adevăr, mă mai supără spatele uneori. Ok, stați două secunde. Da. Luați un loc, vă rog. Așa. Luați-mă încet, vă rog. Ușor, ușor, să nu... Cum simțiți umărul? Ok, trăznește un pic. Un pic trăznește. Uite, aici trăznește mai mult. Sunt în domeniu. Ok. Wow! Ați auzit? Nu știu dacă ați auzit. V-am spus că se aude precum... A, cât de tare! Ok, două secunde să și folosesc ustensilele pe care le-am. Ok, și acum ce faceți? Prin vibrația pe care o provoc, se relaxează inclusiv țesutul. Ok, e plăcut. Eu, când e vorba despre repoziționări ale oaselor, ajută foarte mult. Vă ajută și niște cuie? Chiar la cuie nu cred că sunteți de... Spuneți-mi, ha? Mai bine. Un pic mai bine, nu? Uh-huh. Am scăpat de scârțit. Două secunde. Și gata, lucrare. Super, sunt curios dacă vrea cineva din public să încerce. Se simte diferența? Uite, domnul, chiar domnul, veniți aici. Se simte diferența, da. Haideți, vă rog. Da. Sure. Ia să vedem. Wow, e chiar mai bine. Să-mi spuneți dacă... Scârți, dacă doare. S-a auzit și aici. Lăsă-mă ale. Când lucrez la mese, nu am această problemă. Ok. Și cum funcționează, de fapt? Ce se întâmplă când faci asta? Prin tehnica de repoziționare, practic, eliberăm tensiunea acumulată, inclusiv în musculatură. Uh-huh. Și, practic, este o... Se simte instant. Ok. Dar ce trosnește, de fapt? Trosnește... Și trăznitul are mai multe, știu eu, calitatea sunetului este diferit, okay. Pentru că se poate, știm toată lumea, ne trăznim degetele, okay, da. Sunt ligamentele care acumulează tensiune, așa. Uh-huh. În momentul în care se repoziționează articulația, se aude acel, când alunecă iarăși osul în poziția corectă, uh-huh. Iar ligamentul iese de sub tensiune și, practic, simțul acesta de bine e instant. Ok, cumva ca la piesele Lego, când ai făcut jucăria aceea și s-a depoziționat o piesă, apeși pe ea și face poc. Exact. Asta e sunetul de care avem nevoie ca să... Ok, vă simțiți mai bine? Da. Super, mulțumim. Uite, de exemplu, domnișoara de aici a spus de scolioză. A spus că aveți scolioză și asta vă provoacă dureri de spate. Poți să faci ceva în cazul scoliozei? Da, recomandăm inclusiv ședințele de repoziționare articulare. Hai aici. Dar în cazul scoliozei, fiind o afecțiune cronică, uh-huh. Da, acolo recomand inclusiv gimnastică medicală. Sunt... da, te rog.
Așa. Și iarăși vorbim și de igiena coloanei vertebrale. Ce înseamnă igiena coloanei vertebrale? Igiena coloanei vertebrale înseamnă cam cum ne purtăm noi cu coloana noastră. Ok, hai să dăm niște sfaturi. Cum ar trebui noi să ne purtăm acasă cu coloana noastră vertebrală? Că vorbim despre statul la birou. În perioada asta toată lumea stă la birou, copiii își petrec foarte mult timp pe scaun. Corpul își schimbă acel balanț, da? Balanța musculară, și în felul ăsta apar deformările de coloană și asta duce la dureri și probleme de stat. Și atunci cum ar trebui să stăm la birou? Că într-adevăr, uite, eu când mă așez la birou, mă așez cumva drept. Am grijă de poziția mea, dar ulterior, imediat revenim la tine, ulterior mă relaxez și mă surprind ori în poziția asta, ori cumva pe spate. Exact. Atunci, deci sunt două variante. Fie venim foarte în față pe marginea scaunului, deci prima variantă, venim în față pe marginea scaunului, așa încât bazinul să poată bascula înspre înainte, ușor genunchii depărtați, iar în felul ăsta toată coloana mea se ridică. Deci nu mai stau pe spate. Da, asta e prima variantă. Da. A doua variantă, intru foarte mult în spătar, să am tot suportul scaunului pe zona lombară, iar în poziția aceasta, la fel, musculatura este relaxată, dar vertebrele mele sunt frumos așezate una peste alta și nu am tensiunea aceea musculară. Ok, revenind la scolioză, ce ai putea să-i recomanzi? Deci, în cazul ei, odată la o lună, la 6 săptămâni, recomand tehnicile de repoziționare, dar ea trebuie să aibă 4-5 ședințe pe săptămână de terapie pentru a restabili acea Și cum face acea terapie? Terapia se face în urma unui consult, în urma unei anamneze, iar pentru că la scolioză este individualizat totul, se creează un program pentru forma pe care o are, depinde de forma scoliozei, și în felul acesta ea trebuie inclusiv să lucreze foarte mult pentru că automatismul care i s-a format trebuie să-l schimbe. Uite, ei, de exemplu, ai putea să-i recomanzi ceva? Aș uitându-te la ea și făcând așa o... Da, aș putea. Probabil stai mult pe scaun în timpul zilei? Da, înainte, probabil așa mi s-a format de mică, iar acum cu orele online, dar dacă nu era cu orele online, nu cred că... Ok, da. Deci în cazul ei, pentru că ea are și o cifoză, Ce înseamnă cifoză? Sub denumirea de o cucoașă, în termeni populari, da? Iar trebuie să contrabalanceze, deci ea acumulează foarte multă tensiune pe musculatura, pe pieptului, da? Îi recomand odată pe oră să se ridice în picioare, să se proptească ori în colțul camerei, ori separat fiecare braț, da, pentru a întinde această musculatură. Și adică eu pot să o corectez sau se va menține să nu mai Poți să o corectezi, dar încă o dată. Trebuie să-ți lucrezi musculatura pentru că balanța aceasta de care îți spun este concentrată în partea din față și atunci zurulează umerii înspre înainte, da? Iar tu, făcând foarte des această terapie, practic îi redai sistemului nervos și subconștientului poziția corectă ca să te țină într-o poziție cât mai bună. Am înțeles. Mulțumesc! Cu mare drag! Mulțumim și noi! Ok! Apropo de meșterit, ce scule mai ai? Cu ce scule mai lucrezi? Deci lucrez cu aceste ciocanele, se numește Toxeng, tehnica este din Asia. Da? Okay. Repoziționare articulare, lucrez cu ventuze, tradiționale ventuze, cu flacără. Cu fierăstrău am văzut? No. Nu. Așa de parte n-aș eu. Da. Ok, ventuze, ventuzele ce fac? Ventuzele practic ajută la o vascularizare mai bună. Recomand inclusiv exercițiile de după pentru a corecta postura și, mă repet, igiena coloanei vertebrale, cum ne așezăm, cum ne ridicăm, cum ridicăm obiecte, cum modul în care, de exemplu, ne plimbăm cu căruciorul. Poți să ne arăți cum ridicăm obiecte de pe jos, te rog? Da, de exemplu, acest scaun, da? Foarte important este de de a accesa musculatura mare. Corpul meu, coloana vertebrală, fiind compusă din vertebră, disc, vertebră, disc, sunt niște articulații plate. Uite, asta e coloana vertebrală. Exact. Și avem vertebră, disc. Vertebră, exact. Disc. Exact. Dacă le putem numi articulații, pentru că ele au o mișcare, da? Mai redusă, dar este o mișcare, fiind platouri, ele nu sunt concepute să-mi facă mișcări ample cu greutate. Și ce se întâmplă când întoarcem, practic, noi când ne... Stai, nu știu dacă nu reușesc să o întorc așa. Ce se întâmplă când, practic... Când ne aplecăm, să ridicăm ceva. Exact. În momentul în care eu mă aplec înspre înainte, e clar că îmi schimb centrul de greutate. Pe partea de tren superior, da? Da. În momentul în care eu mă aplec,
în zona lombară se produce o forfecare. Uh-huh. O forfecare care, în timp, discul, cum e asemănător unui gard de sârmă, de plasă, uh-huh. Da? Eu având presiunea într-o singură direcție, acele fire, acele țesături se slăbesc. Concret, și coloana vertebrală. Și hernia de disc. Cum vedem pe aplicația Biomap, coloana asta vertebrală e făcută să suporte greutate vertical. Exact. În momentul în care m-am aplecat să iau ceva de pe jos, greutatea asta se pune așa, corect? Exact. Și atunci se provoacă acea forfecare. Și cum trebuie să ridicăm atunci obiectele de pe jos? Deci, ne folosim de musculatura abdomenului. De ce este ea concepută? Pentru a stabiliza, uh-huh. Nu pentru a face mișcare. La fel da. O și antrenăm. Ok. Da? Deci, exercițiile de abdomen și așa, eu le fac izolând foarte bine zona lombară. Ok. Da? Ca să nu o forțăm. Da. Și atunci ne folosim de ea pe o izometrie, adică nu-i modifică așa. Iar poziția de aplecare este asemănătoare poziției de, știu eu, de genoflexiune. Mâinile pe coapse, încordez abdomenul, bazinul duc înspre înapoi și ușor îndoi genunchii, uh-huh. Sprijin pe brațe. Deci încercăm practic să menținem coloana dreaptă și ridicăm obiectele exact. Din picioare și din acest scor. Adică e diferența între a ridica așa un ciocan, da? Da. Sau de a-l ridica așa. Exact. Când le-am ridicat așa, am presiune lombară. Se poate bloca spatele. Așa am presiune doar pe articulațiile mari, care sunt susținute de mușchi mari. Ei pentru asta sunt făcuți. Uh-huh. Oameni buni, meșterul de oase, Ionuț, unde te pot găsi oamenii? Sunt pe toate rețelele de socializare, meșterul de oase și cabinetul am în Brașov. Ok. Cabinetul în Brașov, meșterul de oase, căutați pe Instagram, pe TikTok, te găsesc? Pe TikTok, da. Foarte tare, ok. Ionuț, îți mulțumim foarte mult.